Lecția 30. Lecțiune 30. Pronumele personal și pronumele posesiv. Personalpronomen und Possessivpronomen. Persoana întâi, singular. Pronumele personal. Ich bin Lehrer. Eu sunt profesor. Pronumele posesiv? Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Ärztin. Tatăl meu este doctor și mama mea este doctoriță. Persoana a doua, singular. Pronumele personal. Du bist Student. Pronumele posesiv? Deine Freundin ist Studentin und dein Bruder ist Techniker. Prietena ta este studentă și fratele tău este tehnician. Persoana a treia, singular, pronumele personal. Er ist Chemiker. El este chimist și pronumele posesiv. Sein Vater ist Lehrer und seine Mutter ist Lehrerin. Tatăl său este profesor și mama sa este profesoară. Persoana a treia, singular, pronumele personal. Sie ist Übersetzerin. Ea este traducătoare și pronumele posesiv. Ihr Freund ist Student und ihre Schwester ist Studentin. Prietenul ei este student și sora ei este studentă. Persoana întâi, plural. Pronumele personal. Wir sind aus Rumänien. Noi suntem din România și pronumele posesiv. Unser Lehrer, unsere Lehrerin sind aus Italien. Profesorul nostru sau profesoara noastră sunt din Italia. Persoana a doua, plural. Pronumele personal. Ihr seid aus Rom. Voi sunteți din Roma. Și pronumele posesiv. Euer Lehrer ist aus England und eure Lehrerin aus Deutschland. Profesorul vostru este din Anglia și profesoara voastră este din Germania. Persoana a treia, plural. Pronumele personal. Sie sind Geschwister. Ei sunt frați. Și pronumele posesiv. Ihre Mutter ist zu Hause. Ihr Vater ist zur Arbeit. Mama lor este acasă. Tatăl lor este la serviciu. Notă. Pronumele personal de politețe zi, de exemplu, wie heißen Sie? Are următoarele forme. Ihr Vater. Tatăl dumneavoastră. Ihre Mutter. Mama dumneavoastră. Ihre Freunde. Prietenii dumneavoastră.